Carnavalul meseriilor. Aceasta este o resursă educațională deschisă la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa a 5-a. Cred că oricărui copil de vârsta ta i-ar plăcea să participe la carnaval. Și mai mult, cred că oricărui copil i-ar plăcea să organizeze un carnaval. Azi vei avea ocazia să organizezi propriul tău carnaval. Așadar, să înceapă carnavalul! Iată provocarea! Imaginează-ți că organizezi un carnaval, dar nu orice carnaval, ci unul al meseriilor. Pentru aceasta este necesar să ai instrumente de scris, 3 coli A4 și creioane colorate. La carnaval vei avea 3 categorii de invitați. Meserii vechi, care azi nu se mai practică sau se practică prea puțin, adică acele meserii din vremea bunicilor sau a părinților tăi. Apoi vei avea ca invitați meseriile actuale, acele meserii care se practică în zilele noastre, cele pe care le cunoașteți și voi foarte bine. Iar invitații speciali vor fi meseriile care încă nu au apărut. Interesant, nu? Notează cel puțin 3 meserii din fiecare categorie. La meseriile actuale poți chiar să adaugi 2 sau 3 în plus. Iată câteva exemple. Un elev din clasa a 5-a de la o altă școală a invitat la carnaval 2 meserii vechi și anume ceasornicarul și vizitiul. Tu pe cine vei invita? Poți căuta informații și pe internet dacă ai această posibilitate sau, dacă dorești, poți cere ajutor părinților sau bunicilor tăi. Compară răspunsurile tale cu ale colegilor și verifică dacă invitații tăi se regăsesc pe lista lor. Iată ce meserie actuale a ales să invite un alt elev din clasa a 5-a. Șofer, contabil și medic. Tu pe care dintre meseriile actuale le vei invita să participe la carnavalul tău? Compară invitații tăi cu cei ai colegilor tăi. Au invitat oare și ei aceleași meserii? Meseriile viitorului a fost marea provocare și pentru colegii voștri din alte școli. Iată ce meserii ale viitorului și-au imaginat unii dintre ei. Depanator de roboți. Cum ți se pare? Dar controlor de trafic aerian pentru drone. Nu-i așa că au fost creativi? Care meserii din viitor vor fi invitate de tine la carnaval? În acest caz, te poți gândi la modul în care a evoluat lumea noastră sau să îți imaginezi cum va evolua și ce meserii noi vor apărea ca urmare a schimbărilor aduse de tehnologie și știință. Tot ce trebuie să faci este să fii creativ. Compară răspunsurile tale cu ale colegilor tăi. De data aceasta au ales și ei aceiași invitați? Oare de ce? Crezi că se vor prezenta la carnaval invitații tăi? În continuare, notează în dreptul fiecarei meserii invitate de tine cum va veni îmbrăcată la carnaval. Ca să îți fie mai ușor, gândește-te dacă pentru unele meserii există o ținută vestimentară specifică. Apoi vei scrie ce instrumente, unelte, aparate sau echipamente vor aduce cu ele la carnaval meseriile invitate. Iar în final ar fi interesant să vedem ce miros specific vor aduce cu ele unele meserii. Scrie totul pe foile A4 în dreptul fiecărui invitat, iar dacă ești talentat la desen, poți desena o imagine sugestivă sau un simbol pentru fiecare meserie invitată de tine. Acum te rog să te gândești la răspunsuri pentru întrebările următoare. Ție ce meserie ți-a plăcut cel mai mult dintre toate cele invitate la carnaval, atât de tine cât și de colegii tăi? Ți-ar plăcea să practici meseria respectivă? Argumentează răspunsurile tale și discută cu un coleg aceste aspecte. Am ajuns la final.
Acum te invit să organizezi cu clasa ta un carnaval real al meseriilor. Fiecare dintre voi va decide în ce meserie se va costuma. Discutați înainte. Ar fi de dorit ca fiecare să reprezinte o meserie diferită. Așa carnavalul va fi cu siguranță mai atractiv și mai divers. Mult succes!